A, vezi cum să nu râdeți. Eu dăm pe aia că nu mă interesează. Da. Dacă iese... Ah. Da, dă cam tare. Vezi că suntem în play. Hai să dăm drumul la comentarii. Comentarii din online. Salutare, oameni buni! Suntem pe canalul lui Dragoș Dado și vreau să împărtășesc cu voi o chestie super tare și anume, atunci când citesc comentariile de pe online, ok, felicitări! El face un show de redescris și vreau să profitați și voi și să vedeți de fapt despre ce e vorba. Și să vă amuzați, da? Pentru că primim niște comentarii total anapoda față de ceea ce facem. Anapoda, adică cum ar Zafuroase. Veni. Adică cum ar veni, fac și consiliu când îmi scriu un comentariu. Să întâlnesc tot neamul să-mi scrie mie un comentariu că nu mă interesează. Da, să vedeți. Da? Da, ca să vedeți. Haideți să intrăm repede în detaliu pentru că vă plictisim dacă vă spunem cu subscribe, cu talea, cu oricum trebuie să dați la final. Ideea este în felul următor. Avem clipul ăsta. Iubitule, am rămas cu mâna aici. Ajută-mă. Ia să vedem ce-i bățit. Bun, ideea este simplă. La clipul ăsta v-ați prins voi care-i treaba. Hai să vedem ce comentariu am primit. Și avem comentariul. Bun, la acest comentariu, cum cred eu că a fost treaba? Nu ne interesează. O singură persoană a spus nu ne interesează. Eu cred că el în momentul când i-a intrat clipul meu pe For You și a chemat vreo 2-3 vecini sau prieteni. Eu cred că de fapt sunt verișorii lui. Da? Și aia să-și... Marica, ia vino. Ia vezi mă clipul ăsta. Băi, Pasilică, ia te aici, mă, să faci. Băi, voi ați zis un clip ăsta? Bă, ce părere avem? Bă, Marinica a zis, bă, nu prea mă interesează. Vasilică, la prinși, bă, Vasilică, veniți de la o lucrare, că a pus niște grese toată ziua și a zis, bă, nici pe mine mă interesează. Băi, eu îi scriu ăsta, nu ne interesează. Adică omul, cred că a făcut un consiliu de ăsta și a zis, bă, frate, consiliu tribal. La consiliu tribal i s-a decis așa, sau eu mă gândesc că au făcut de-aia. Eu dăm pe aia că nu mă interesează. Da. Dacă iese... Ah. Hai mă, mai facem o dată. Vreau să eu dau pe aia că nu mă interesează. Hai. Lasă-mă până să scriu. Yes! Eu scriu pe aia că nu mă interesează. Da? Bă, de ce să scrii nu mă interesează, frate? Nu te interesează? Treci mai departe? Da. Faptul că mie zici nu mă interesează, ce crezi? Nici pe mine. Și stai puțin, că mai a fost comentariul de jos. Ăsta. Am putea să-l arăt eu. Îl arăt mai târziu. Regia ce scuze. Regia ce scuze. Are a zis că vorbește la singular. A, da. L-a corectat cineva și a spus, bă, vorbește la singular. Pentru că băiatul respectiv a zis, bă, stai un pic, că până mă interesează. Exact. Da? Vorbește la singular. Adică deja omul a fost iritat. Haideți să trecem la clipul 2. Clipul 2 fiind ăsta. Haideți, o seară bună, vă pup. Știi ce admir eu la mama ta? Că ea conduce și tu nu. Bun, hai să nu mai lăsăm foarte mult. Un clip foarte simplu, da? Un clip foarte simplu. O glumă despre faptul că mama pleacă, rămân cu ea. Și avem comentariul ăsta. Ce spune acest comentariu, da? Chiar dacă noi l-ați văzut aici, nu avem să-l citim. Că nu știu la ce o să iasă, dar în fine. Noi încercăm și noi să fim mai... Yay! Așa. Cred că v-a luat mult timp scenariul ăsta și mai aveți așteptări de la clip. Vă cam plictisiți rău. Sigur nu aveți loc de muncă. Deci noi, eu cu Georgiana Anastase, în momentul în care n-am mai avut loc de muncă și eram așa cu ea cum para. Băi, mă plictisez rău. Și eu. Hai să chemăm pe mama. Hai. Să plece de la noi ca să-i facem un clip. Hai! Da. Bună idee. Așa ne-am gândit. Așa ne-am gândit. Da, dă cam tare. Da, așa ne-am gândit, de-aia am făcut clipul ăsta. Dă plictiseală și dă lipsa locului de muncă. Da. Stai. Okay. Stai. Nu știu ce să iasă în clipul ăsta. A voi să o să râdeți, sigur. A, vezi cum să nu râdeți. Gata, ok, sunt revenit. Bineînțeles, la același clip, ce credeți? Mai avem încă un comentariu de geniu. Comentariul ăsta este de-a dreptul extraordinar. Dar eu vreau să-l citesc eu acum încă o dată. Bineînțeles, o să iau telefon, că eu n-am ce vedeți voi aici. Așa. Cred că seara 16 tigăi în cap, cred că s-au luat și președinte în cap, nu știu, dar 16 tigăi în cap, da sau nu? Ia tigaia, neamule! Și întrebarea mea e cine-i președintele toată treaba asta? Cine? Că a zis și a luat să și președinte.
Deci cineva care preștește la 16 tigă în cap, altfel nu înțeleg legătura cu clipul. Dar ce sigur, persoana respectivă, haideți să o căutăm, vă rog frumos să activeze toate de-astea de informații ale statului, pentru că sigur știe ceva despre președinte. Bun, încă un comentariu pe care îl avem la un clip decent cu Iubu și Iuba, noile personaje care sunt atât de controversate. Bine, am vrut să zic controversate, dar și îndrăgite. Foarte îndrăgite de unele persoane. Clipul este ăsta. Au rămas multe prăjituri. Arătăm așa o fracțiune de secundă. Bun. Iar comentariul este ăsta. Care ce credeți? Bă, nu știu, dar m-am enervat rău. Eu o văd așa, că e o fată, vă spun sincer. Noi o să-i astupăm numele, dar e o fată. S-a uitat la clipul ăsta, îi astupăm numele acolo. S-a uitat la clipul ăsta o fată și s-a uitat așa. Și când a zis, yo, bă, mamă, ia ce... Mamă, m-am enervat rău, mamă! Ia uite-te la clipul ăsta. Da, cam ăsta a venit așa și... Da, ce-i puțin, mamă? Mamă! Păi ne mă enervează rău clipul ăsta. De ce? Mă enervează sau enervează, cum s-o spune. Nu, dar m-am enervat rău. Dă-mi te rog eu telefonul, tata, că mai am baterie, să loghezi pe contul meu și scrie. Bă, m-am enervat rău. Da. De ce să scrii comentariul ăsta? Spune și voi, lăsați voi în comentarii de ce să scrii. La încă un clip cu Iubu și Iuba. Iubu, ia uita ce-am. Un clip foarte simplu, da? Mă gândesc așa că să mai uită oamenii și ceva de genul, bă, nu mă interesează, dar încerc să aflu o părere. Și comentariul ăsta. Da? Cui place poza? Cine-i place poza mea de profil să dea like? Atât! Bă, omul nu e interesat de ce ai făcut, da? Nu interesează cine ești în online, ce faci, cu ce dregi, că ai inventat două personaje. Ați înțeles? Bă, omul a venit cu o poză de profil. Nu vrea să supere pe nimeni. Dar e poza lui de profil, știi? Și nu-i interesat, sau nu te spune. Vreau și eu să văd dacă poza mea de profil e plăcut de cea. O las și la tine în clip. Da? Înseamnă că era constatat faptul că este un clip viral și mulți oameni se uită și pot aprecia poza lui, corect? Asta clar, asta clar. Dar omul avea un singur interes. Drept dovadă, în viață trebuie să ne privim interesul. Păi nu l-a interesat altceva, da? Da. Știi cum e de clipul nostru? Mărși! Mărci, poza mea de profil cu mine. Bineînțeles că i-am lăsat un comentariu acolo și i-am spus foarte drăguță poza ta de profil. Și sper că ți-am făcut ziua mai frumoasă. Și am ajuns și la penultimul clip. Penultimul clip fiind ăsta. Un clip de milioane. Iubirică, bine ai venit! Așa sunt obișnuit. Și avem comentariul ăsta. Să înțeleg că s-a tot uitat sub... Adidas. Am tot uitat sub Adidas. Băi, știți care e chestia? Poate spuneți, ok, așa, și care te-au comentariul ăsta? Nu. Noi ce am vrut să facem astăzi, am vrut să scoatem în evidență că oamenii sunt pe lângă subiect. Da. Oameni buni, noi când prezentăm total un sketch în online, îl prezentăm pentru că el are un conținut, un context. O esență. O esență. Da. Faptul că sunt unii oameni care se uită la Sâni Georgiane, că na, aia e, care se uită dacă tricoul meu este de firmă sau dacă e rupt într-o parte sau dacă are o găurică la sub braț. Da? Asta înseamnă că oamenii nu sunt capabili să înțeleagă conținutul sau că oamenii judecă foarte mult sau că de asta suntem unde suntem. Sunt niște situații ale societății noastre despre care o să vorbim. Cum uite, este și faza cu decolteul Georgiane, că toată lumea ne ia că, domne, de ce faceți cu decolteu? Oameni buni, nu e vorba că noi facem cu decolteu. Este încă o modalitate de a activa pe cei oameni care n-ar fi în stare niciodată să înțeleagă ceea ce fac eu acolo. Atâta tot. Mai avem un comentariu foarte fain și vreau să încheiem cu el. Încheiem cu un comentariu foarte fain și complet adevărat la clipul ăsta. Puneți în comanda dumneavoastră. Mi-e bunie de clip. Și comentariul domnului, cred că... Are ținut numele? Gică Kent? Da. Domnul Gică Kent. Kent. Gică Kent. Kent. Gică Kent. Da? Este mortală faza, sunt curier, chiar m-am lovit de faze din astea. Domnul Gică Kent chiar s-a dus, a livrat un colet și ce credeți? I-a ieșit. I-a ieșit, doamna n-a avut ce să plătească și domnul Gică Kent s-a dus și... Bravo, sunt foarte mândru de dumneavoastră, domnule Gică Kent. Sper să nu afle, soția. Doamna soție, dacă aflați... Mie să știți că acest comentariu mi-a fost de folos și mi-a făcut ziua mai frumoasă.
Dragilor, atât pentru astăzi. Lăsați în comentarii dacă vreți să mai facem chestii de genul. Vă rog să-mi lăsați pe Instagram, atât mie, cât și Georgiana Năstase. O să lăsăm link-urile aici. Să ne lăsați clipuri și comentarii ciudate, dar atenție să fie ale noastre, pentru că nu putem să expunem alte clipuri de la Georgiana sau de la mine. Și noi vom dezbate aceste subiecte, pentru că mi se pare de-a dreptul extraordinar cum oamenii comentează altceva decât trebuie să comenteze. Savuros, chiar. Savuros. Bineînțeles, Dragoș Dado, Georgiana Năstase. Mulțumim pentru vizionare, a fost canalul lui Dragoș Dado, la revedere, mă înclin. Stați așa, până să înclineam mai tine. Vă pup, da, pe data viitoare.